De la început vreau să spun că nu am nicio treabă cu cei care joacă acest joc și cu cei care fac content cu acest joc, deci clipul ăsta e la Caterinca și e și părerea mea totodată. Știi acel joc care vrei să-l joci numai ca să faci content, dar ție nu-ți place jocul, dar măcar îl joci din silă sau te forțezi să joci acest joc ca să crești în activitate și în abonați? Da, despre asta o să vorbim astăzi. Jocul mirific numit Free Fire. Să-ți dau în cap cu și-ți fut un pumn la Bă, deci hai să ne gândim puțin mai așa. Sunt multe canale care în momentul ăsta au crescut din pricina acestui joc și, repet, n-am nicio treabă cu youtuberii români sau din afară care face acest joc, dar până și eu am pe canal așa ceva. Ok, astăzi vorbim de subiectul numit Free Fire. Bă, sincer, eu am vrut să încerc. Lumea așa, de gen, nu a fost atât de wow pentru canalul meu. Dar când vezi în afară că, mamă, sunt atâția spanioli sau nu știu, dracu, care postează acest joc și e atât de wow, atât de șmecher. Într-adevăr, e bun jocul, dar după cum vedeți aici la numărul de descărcări, cred că compania e undeva prin Bahamas. Îți dai seama câți bani au făcut pe acest joc, dar în fine, îmi place oamenii că îmi plac că încă mai dă update-uri la joc și încă mai face oamenii să se joace, știi? Fac oamenii să se joace din ce în ce mai mult, pentru că wow, bă, parcă mi-aduc aminte de un joc de acum un an, cred, un joc care, sau doi, un joc care a fost la fel. Ghici, v-ați dat seama despre ce vreau să vorbesc sau vă spun eu? Ei bine, hai că vă spun eu. Mai țineți minte acel joc numit Clash Royale? Mamă, câte canale au crescut atunci și cât de mult a fost iubit acel joc și câte update-uri și câți bani s-au băgat în jocul ăla. Până la urmă s-a dus tot. Ușor, ușor s-a lăsat tot. S-a lăsat toți de acest joc. Și așa cred că va fi și cu Free Fire-ul. Deci, repede, n-am nicio treabă cu cei care joacă Free Fire. Bravo lor. Deci, dacă vreți să dați dislike, e alegerea voastră. În fine. Îmi place că oamenii încă mai bag update-uri și, bă, într-adevăr, e un joc destul de atractiv, știi? Dar, na, când vezi pe alții care fac chestiile astea cu ascunzători, cu hacker, dar ei, de fapt, nu, n-au hack, cu ăștia care au skin-uri infinite, dar doar tu le vezi, mi s-o cam luat. În fine. V-am spus, am încercat să spun și eu pe românește, am încercat să mulg acest subiect, dar nu mi-a ieșit. Poate pe alte canale, după cum vedeți pe YouTube-ul românesc, a început să mulgă ca lumea și a mers. În fine. Bă, deci dacă credeți că am ceva cu voi, ăștia care fac Free Fire și chiar le merg, deci chiar nu, deci pe bune, chiar n-am nicio treabă, bravo vouă, țineți-o tot așa. Dar asta e strict părerea mea și e și la Caterinca clipul, așa că nu știu de ce ai vrea să îmi dai dislike. În fine, asta e altă treabă. Da, deci cam asta este, și adică, na, e destul de ciudat, dar în fine. Pentru acum când intri pe acest joc, ai acolo o interfață atât de șmecheră, oamenii au dat update, deci te face să joci, te face să joci. Și v-am spus, urmărind numărul de descărcări de pe magazin Play, cred că această companie este undeva prin Bahamas și se petreceri, mau, bani, sunt de șmecheri. Într-adevăr, au făcut un joc destul de bun, dar, na, nu știu, nu, sunt mulți care profită de acest joc mai mult, dar nu contează, este YouTube-ul și totul este permis. Și dacă faci o prostie, iei strike. Nice! Îmi place YouTube-ul ăsta, e foarte, foarte bun. În fine, nu este vorba de YouTube în acest clip. Deci v-am spus, poate vă întrebați și cu jocul ăsta, ce mă cu panorama asta de joc și ce cu panorama asta de clip. În fine. Eu am vrut să-mi spun propria mea părere, v-am spus. Deci v-am spus pe românește, eu am încercat să fac clipuri cu acest joc, nu a prins atât de bine și am zis că out. Pentru că nu trebuie să mă chinui să urc cu un joc care mie nu-mi place. Adică, gen, nu, mamă, să vezi cât de mult îmi place, mamă. Mai bine zis, să-ți place să vezi cu mai multe persoane pe live și like-uri la clipuri și chestii. În fine. Bă, și sunt multe canale care se chinuie, mă, să facă content și să crească în abonați. Și într-un an sau doi ajung la 5.000-6.000 de abonați și vine unul cu Free Fire. Yay, Free Fire, copil de 10 ani, când vede Free Fire-ul, fai, direct pe el. Știi cum? Și mamă, direct acolo, dă click și uite așa crește băiatul. Într-o săptămână face 10.000, 5.000, 15.000 de abonați. That's pretty good. În fine, cam asta a fost și părerea mea. Spun chestia asta încă o dată, este făcut o parodie mai mult, deci nu am nimic cu cei care joacă acest joc și da.
Da, și v-am spus, n-am nicio treabă cu cei care joacă acest joc. Bravo lor, continuați tot așa. Oricum va muri acest joc în maxim un an. Deci va muri, sigur va muri, pentru că toate jocurile așa au fost. E un joc mai nouț, mai așa, știi cum zic. Și mai ales când ai content, când majoritatea oamenilor care sunt pe YouTube sunt copii. Pur și simplu, sunt copii de 10-15 ani. Încă acum sunt mare șmecher și am 17 ani și așa. Dar cam asta e realitatea, știi? Și vrei să... Mamă, ceva de genul. Vreau și eu să am diamante, dar nu se poate pentru că... nu știu, ia să caut eu pe YouTube cum să faci diamante. Mamă, drept click, știi ce zic? Păi, deci cam asta a fost și părerea mea. Îmi pare rău că m-am mai încurcat pe parcursul clipului. E prima dată când fac clip de genul. Și dacă mai vreți clipuri de astea, apăsați butonul acolo. Și repet, n-am nicio treabă cu cei care joacă Free Fire. Dacă vreți să dați dislike, e părerea voastră strictă. Asta a fost părerea mea și un fel de caterincă și un fel de, nu știu, combinată. E ceva acolo, ceva acolo, ok? Eu am fost Laurențiu, aveți Instagram-ul meu în descriere. V-am pa, ciao.